Prima care a abandonat acest task după vreo trei ore de când a început a fost Maria. Ea este cea care a părăsit prima cabina telefonică, era destul de nervoasă, a ieșit apoi pe terasă și a stat de vorbă cu Ștefan, era foarte ofticată pe ce s-a întâmplat acolo în cabină și avea diverse reproșuri la adresa mai multor concurenți, dar a fost nervoasă și pe Ștefan la un moment dat pentru că acesta a așezat acolo pe scaune alături de mame și de celelalte concurente care nu au intrat în cabina telefonică, s-a pus să bea apă, să mănânce popcorn și acest lucru a deranjat-o foarte tare pe Maria. Evident că i-a reproșat aceste lucruri pentru că evident dacă ea nu putea să mănânce, să bea și să vadă aceste lucruri făcute de către iubitul ei era destul de deranjant. Pe acest fond nervos, cred că a și cedat atât de repede la acest task. Bine, oricum ea nu are nicio condiție fizică foarte bună, nu are antrenament, așa că din punct de vedere fizic nu era foarte bine pregătită.